Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Mbap! Dau HVH cu el și aia e mai prost. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod dintr-o nouă serie. Bă băieți, din păcate, după cum știți, am luat bani pe 3 conturi în câteva zile, dar m-am hotărât astăzi, bă băieți, să facem un cont de la zero. Efectiv, contul ăsta eu l-am făcut de la zero, mi-am pus acolo UID-ul, am făcut absolut tot și mi-am luat până și operațiunea pe acest cont. Momentan nu avem făcută gold, adică, na... Trebuie să o facem diamond ca să facem și noi acolo măcar un rank 18-19 ca să ne apropiem încet încet de rank 21. Am decis să fac această chestie deoarece conturile de pe LoL, Steam sau de pe alte site-uri nu sunt cele mai safe, pot fi recuperate sau pot fi banate pentru dacă își dă seama Steam-ul că sunt conturile alea furate sau chestii de genul. Așa că am decis, bă fraților, hai să facem un cont de la zero, să începem o nouă serie în care o să facem practic viața unui cont de CS:GO, adică o să jucăm pe un cont de la zero, adică un cont făcut de noi de la zero, de la zero, și o să vedem cât de mult putem juca pe el cu un cod privat, cum ar fi Neverlose, acum avem injectat Neverlose, bă băieți. Vedem cât timp putem juca pe acest cont fără să ne luăm Overwatch sau Game Ban sau orice altceva în Trusted. Bă, efectiv, orice fel de ban. Suntem alături de Andu, zici tu ceva, manule. Bună, băieți. Da, și după cum v-am spus, mi-am luat operațiunea, așa că astăzi încercăm să jucăm un competitive pe mapa Engage, bă băieți, nu știu ce hartă este asta, oricum, în orice caz, dacă mai vreți episoarele genul în continuare, dați și voi acolo un like să facem 1000 de like-uri la acest episod. Doamne, pe ce hartă am putut să ne băgăm, e scrimmage, deci nici nu ni se pune win-ul, deci CSGO, adică ăștia de la CSGO încurajează să jucăm pe scrimmage, să nu ni se pună win-urile, deci așa ceva nu este permis, bă băieți, trebuie să câștig pe această hartă 20 de runde, deci au făcut-o și cu nesimțire, băieți, adică dacă eu câștig un meci la 16-0, mai trebuie să joc încă un meci ca să fac misiunea completă. În fine, bă băieți, hai să trecem la meci, deși nu-mi prea place când ne-a băgat pe scrimmage. Eu chiar nu știam că asta e hartă de scrimmage, dar în fine, hai să trecem la meci. Bă băieți, am intrat și pe această hartă, deci să-mi bat picioarele, e super șmecheră harta, dar e super ciudată în același timp. Nu știu exact, dar cred că este o hartă de la operațiunea asta, adică e adăugată acum odată cu operațiunea. Ce am mai vrut să vă zic, bă băieți, este că eu am făcut foarte multe misiuni pe contul ăsta, adică din câte puteți observa am deja medalia gold, o să aveți acum afișate câteva videoclipuri pe ecran ca să mă credeți că am făcut eu operațiunea de la zero și că nu am cumpărat contul ăsta de undeva, deși oricum o să vă arăt, adică v-am arătat deja la începutul videoclipului și cum am făcut contul ca să mă credeți să fie totul legit. Sperăm să nu fie codat, suntem la non-prime, avem aici niște nume super ciudate, vă dați seama, încă n-am făcut prime-ul rank 11, nici nu știu dacă o să fac prime-ul doar din medalie, pentru că mai am destul de puține misiuni, mai am vreo 30 ceva de misiuni de făcut, am făcut 64 și mai am, cred că, nu, am făcut 62, și mai am 38, cred că, sau ceva de genul, nu mai știu, în orice caz, mai am destul de multe misiuni, sper să totuși să ajungem la rank 21 măcar cu operațiunea asta, să nu fie luată degeaba, oricum nu e luată degeaba, pentru că, vă dați și voi seama, e un plus la Transfector operațiunea asta. În fine, bă băieți, hai să așteptăm să înceapă meciul, sperăm doar să nu fie Raychecker sau Spinbutter, deoarece mai zis, acesta o să fie noul meu cont main, de-aia mi-am și băgat Neverlose, să fim sigur că suntem safe și sperăm să nu... Ia uite-l cu aia, are unul spin de la ei și prost la cap. Are spin cu aia, scrimmage-ul are, intră la... What the fuck, are spin cu aia, scrimmage-ul are, intră la... Intră scrimmage-ul la Overwatch? Mba pula coaie, dau HVH cu el și aia e meci mai prost. Bine că ți-ai luat operațiunea. Coaie, ce operațiune, că dau pula mea HVH mână în mână cu el, mi-am băgat spinul, ești nebun la cap, coaie, băga mea și pun la rasa lui, coaie, își bagă... Băi, coaie, să-și bage rage pe scrimi și chiar așa, hai coaie, dăm pic, i-am dat one tap cu M4 și l-avea scout, coaie, vrei să te mi dă-mă, ia să iau scout-ul, mă, m-am săturat de el, coaie, două drecu în nația măsii de copil prost, coaie. Dar eu vreau să primesc X pe boosturile alea, coaie, nu cred că le primești dacă ți-o cumperi după, ești nebun la cap. Nu-l primești. Nu primești deci dacă... După și după ți le dă. Păi nu cred că primești X pe boosturile, coaie, tu n-auzi? Băi, coaie, eu nu-i văd pe ăștia, s-a strigat, să pui, ce dracu s-a întâmplat, stai nebun la cap, sau stă prostul la scursura aia, feca, coaie. Hai, brodere, dă-mi pic, luați și familia în sabie. Hai, mă, brodere, hai să te văd. Dar vine căcatul ăla din spate. Doamne, coaie. Uite, coaie, pe unde ești prost? Eu nu știu, coaie, pe unde-ți dă, dar unul mort. Hai mă, fraților, să o dăm pe HVH, sunteți nebun la cap. Dar eu nu știu harta asta, asta e cea mai trash chestie. Că nu știu harta și poate să mă ia pe unde crede el că e mai bine. Mamă, pa, dacă mă ia pe aici, ești nebun la cap, hai, brodere. Ai minim damage-ul ăla sau sal? Ai de capul meu. Nu. Hai, brodere, hai să-ți dau o incendiară, ești nebun la cap. Ia din casă. Ia uite-l cu aia, urcă scările. Nu, puii mei.
Bine, mă, Andule, ești nebun la cap. Bine, două kill-uri unde asta. Bă, băieți, bă, hai că încercăm să o dăm pe HVH, deși e că am riscat, mi-am băgat RAIC cu pe cont cu... Doamne, ce moftic, bă, băieți, nu, chiar nu voiam să fac chestia asta, dar știți că eu nu rezist tentații, bă, băieți, nu rezist tentații. Aia e, bă, băieți, trebuie să facem, aia e, trebuie să o dăm până la cap, n-avem ce face, deși nu-mi place să-mi bag pe conturi ca lumea spin-ul, băi, doar pe nasul să nu mai cumperi nimic de acum, da? Că dacă am nevoie de ceva, apelez la tine, brodere, pentru că trebuie câștigat meciul ăsta aici, nebun, trebuie câștigat. Nu există să pierdem meciul ăsta, bă, băieți, nu există să pierdem meciul ăsta. Mă fac de rușine cu Neverlose-ul cu aia dacă pierd meciul ăsta. Deși harta, ia uite-l pe ăsta cu aia, hai mă, du-te drecu, ia din raft cu metre. Ia uite-l pe ăsta, hai să vedem că vine ăsta, vine ăsta pe la spate, hai, brodere. Eu nu știu pune să-i dau pic cu aia, nu știu unde să-l iau aici, nebun. Singur. Eu nu știu, da, e ăla singur, de cum drecu? Ah, a ieșit, au dat rage quit cu aia, au dat rage quit. Oh, i-a dat timeout CS-ul cu aia, bine. Nu i-a dat, de ce n-ai dat cu aia? Ah, min damage-ul pe 80, ești nebun, pe 90. Hai mă, băieți, că e bine rău, e bine rău. Hai mă, intră înapoi cu metre. Uite cu aia, l-a omorât legit, ți-i dă-te, băi, ia din raft cu metre. Mamă, lasă, deconectează. Cine? Filippo. Filippo ăla e de la ei. Hai să dăm HVH cu băiatul ăsta. Am făcut și eu 3 din 7 runde câștigate. Opa, am crezut că a intrat băiatul ăla. Bă, băieți, ăsta o să fie un meci lejer, din câte puteți observa. Adică nu se mai reconectează băiatul. Nicio problemă, frumos, elegant, Raul Goated. What do you mean, man? What do you mean? Niciun timeout cu aia de F2, ești nebun la cap cu aia. Auzi la el timeout în puii mei. Pentru ce timeout? Să vină HVH-ul ăla din nou. Aaaa, fii atent cu aia, Ferira Junior ăla cred că îl trolează pe cheater cu aia, că cheaterul mai are 39 HP, cred că trage în cheater sau ceva, ești nebun la cap. Cred că trage în cheater sau ceva, că cheaterul mai are, ba, da, și el, au tratat și cheaterul, nici nu mai înțeleg nimic cu aia, dar hai, bro. Mamă, bag min damage-ul, mi-aruncă scout-ul din mână, nice cheat, bro, nice, mă rog, nice cheat, că e de chestie de binduri, da? Fine, bă, băieți, hai să vedem ce facem aici. Mama, au plantat bomba. Mama, au amândoi cod sau are doar challenger? Are doar căcatul ăsta. Hai, brodere. Hai, brodere. Unul mort. Hai, brodere, și tu. Ia din raft, doamne. Du-te, du-te pe el, du-te pe el, să înceapă să tragă. Bine, bine, bine. M-a ajutat băiatul ăsta. Hai, dă tu, ia tu defuzul. Hai, Andule, că ți-o țin ție, ți-o țin ție. Hai că îi dau defuz pentru tine. Hai repede, hai, hai, hai. Hai, ia tu defuzul, brodere. Ia tu defuzul. Bravo, brodere. Hai mă că e bine, challenger-ul ăla săracu a încercat și el să o dea pe HVH, dar s-a întâlnit cu Neverlose-ul, băieți, și na, aia a fost să fie, sunteți nebun la cap. Dacă dă și el la rage quit, acum mă cac pe mine, bă, băieți. Pula mea, da, Mircu, aia. Vorbește, băi, frumos, Andule, bă, gata-și să mengi. Vorbește frumos, Manule, păi e frumos să vorbești așa, frate. Zici și mie, e frumos. E, păi așa vorbe, așa mă gândeam și eu, frate. Așa mă gândeam și eu. Haideți, bă, băieți, vedem unde dăm rush acum. Hai că n-ai școală, hai că are școală, că e duminică, ești nebun la cap, Andule, ce ai fumat iară cu aia, că e duminică, trăiți iar familia. Haideți, bă, băieți, să vedem pe unde eu luăm acum. Nu spune deloc. Hai să vedem, bă, băieți, dacă eu dăm acum la challenger. Mamă, și-a luat AVP și el, fu-te în gură, bă. Cred că și-a luat și el AVP cu aia, ia fiți atenți că și-a luat și el AVP. Și-a luat AVP, frate, frătiuc. Na, căcat cu aia. Unde e AVP-ul cu aia? Unde e AVP-ul cu aia? Dă-mi-l înapoi. N-a furat. L-ai furat? Păi, bine. Bine, l-am luat iară cap. Hai mă că nu o să fie un HVH așa de... Gata, a dat left the game, bă băieți, a dat rage quit. Dăm și noi config-ul de legit înapoi. Bă băieți, tocmai ce am făcut doi codață de rage quit cu Neverlose-ul, ceea ce este foarte, foarte bine. Păi facem aia, ca să o termin, să fiu sigur că am terminat-o pe aia, că nu știu când mai dau de om online, că după aia dacă stau toată noaptea eu să-mi fac misiunile, măcar să știu că alea pot să le fac singur, dar guardianul ăla nu pot să-l fac singur, știi? Da. Trebuie să fie cineva cu mine. Au nebunit alcâmii, de la atâta primăvară. Pot să atac oameni în joc? Bă, băieți, din păcate, după cum ați putut observa, ne-am luat cooldown pe acel scrimmage, dar oricum nu se punea win-ul, deci este mai bine așa, Andule, m-auzi, Manule? Da, mă, da, zi, Ilie, ce planuri, mă, Ilie. Am intrat aici într-un nou de-asta Guardian, mai am o misiune la Guardian, așa că am zis să o fac aici pe video, ca să vedeți și voi cum sunt misiunile astea pentru cei care n-aveți operațiunea. Aici, în misiunea asta, trebuie să fac 25 de kill-uri cu UMP-ul, deci practic va trebui să omorâm toți buții ăștia și după aia, Andule, să-ți cumperi și tu UMP dacă vrei să faci kill-uri, că ni se pun gen la amândoi kill-urile, bine. Da, mă, da, știu. Cumpără-ți acum UMP, brodere. Eu i-am dat mut la Ilie că tot tot țipa pe video și acum ăsta. Da mă, cu MP-ul și eu mi-am băgat rage-ul, băi. Mi-am băgat rage-ul, băieți, că așa se face operațiunea cu rage-ul. Ești nebun la cap. Bă, băieți, chiar sunt foarte speriat.
Chiar sunt foarte speriat, bă, băieți, să nu-mi iau Overwatch bani, pentru că eu am jucat... Mamă, ce... Bravo, mă, ai omoară-l și tu pe ultimul. A, am crezut că te bați cu ultimul, cu aia. Nu, frate, că eu am 90, nu mi-ai pe, că sunt prost. Da, aveai pe 90 cu aia, what the fuck. Da, bă, băieți, și ce am vrut să vă spun? A, că sunt foarte speriat, mă, băieți, să nu-mi iau Overwatch banul ăla nebun, că eu am jucat numai casual-uri, numai deathmatch-uri, ca să fac misiunea și, vă dați-mi, mi-am luat sute de reporturi în deathmatch-urile alea și în casual-urile alea. Și acum, cum am jucat meci la meci de competitiv cu Spinu, mie să nu-mi intru la Overwatch, bă, băieți, să-mi iau bani și pe contul ăsta, că dacă mi-au bani și pe contul ăsta, mi s-a terminat viața astăzi, nebun la cap, să-mi iau bani pe 4 conturi în 3 zile, s-a terminat șmecheria astăzi, nebun la cap. Ce-a mai ieșit, Eliuca? Cred că da. A zis că se culcă sau ce? Nu. Iuhuț. Da, mă, băieți, și oricum o să încerc să fac medalia de... de Diamond, ca să fie treaba, adică să avem acolo, probabil o să facem rank 18 sau 19, nu știu, unii ziceau că faci, efectiv, că faci serviz medalul, stați mai un pic să-i bat pe băieții ăștia, unii ziceau că faci serviz medalul din operațiunea asta, dar aparent nu este așa, adică eu am terminat mai mult de jumate de operațiune și avem doar rank 11, deci practic cred că să facem maxim rank 18 sau 19, dar oricum este bine și rank 18 sau 19, deoarece decât să faci de la rank 1 rank 21, mai bine faci de la rank 18 rank 21, nu, mamă, dar ce dau ăștia rași și încep să dea și, hai mă, bossule, ven că nu vrea să-i omoare, aoleu, 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 mamă, vine iară, vezi că-ți vin toate părțile, băi, andule. Trag bine boții, să-mi bat picioarele, deci pe guardianurile astea trag super bine boții, vezi că mai avem aici un kill, vezi că ți-e aici, vezi că ți-e aici. Băi, să mă bagi, frate. Da, mă, trag super bine boții, nici mie nu vine să cred. Deci nici mie nu vine să cred că trag așa de bine boții pe guardian cu aici, nebun la cap. Adică cred că-s dat. Nu că-s doar pe, nu că-s pe hard push boții, cu aici pe super hard, nu știu cu aici ce cu boții ăștia, dar trag super super bine. Și vezi că acum o să anunce cu smoke-uri. Eu sunt super hard. Ai, ești nebun tu, andule. Mamă, m-am murit cu aia, gata. Gata, s-a terminat. Vezi că-ți vin toți, îți vin amândoi pe aici. Andule, vezi că-ți vine în spate, spate, spate. Vezi că plantează, nu-l lăsa să planteze cu aia. Păi, băi, băi. Băi, cu aia, stă-n gata, ești terminat. Păi, cu aia, tu nu-l vezi, ești terminat? Unde cu aia ești, dobitoc? Băi, în stânga ta. Doamne, cu aia, ești ultimul ratat să mă bată, tata. Cu aia avea... avea full smoke în rasa mătii. Aaa, stai că eu nu văd smoke-urile cu aia. Eu nu văd smoke-urile cu aia. Eu nu văd smoke-urile cu aia. Eu nu văd smoke-urile, scuze, scuze, scuze. Băi, cu aia, gata, bă, băieți, am terminat și misiunea asta la Guardian. Haideți că-s curioza, că cred că mi-a dat o stea să deschid și eu cutia. Hai să vedem să dăm disconnect, bă, băieți. Da, bă, băieți, avem 5 stele. Hai să deschidem și eu cutia de asta. Sai, vreau aia cu AWP fade, bă, băieți. Hai să vedem dacă ne pică și nou AWP fade-ul ăla sau sal, dacă pică AWP fade-ul și mâinea mea Overwatch, s-a terminat șmecheria, mi s-a terminat toată viața. Hai că mi-a picat ceva, dacă este nebunitați, bă, băieți, câte skin-uri am putut să deschid. A, aici stați că e și cu inventory changer-ul. Stați că vă arăt direct pe profilul de Steam, sunteți nebun la cap. Uitați câte de astea am putut să deschid. Deci uitați-vă și voi câte, uitați câte chestii mi-au picat din operațiune. Cred că cel mai scump e ăsta la 3 dolari, mă rog, 3 euro. În rest, nimic nu mi-a picat din operațiunea asta cu aia. E operațiune de bine, ci că la început era profitabilă și acum nu mai e. Chiar habar n-am dacă e adevărată chestia asta, dar nu mi-a picat absolut nimic bun din operațiunea asta. În fine, fraților, acesta a fost primul episod din viața acestui cont și, ca de obicei, am făcut așa o introducere forță. Ca prim episod am dat și noi mare praycheck să mă bată tata, mă rog. Pe contul ăsta mai am 3 danger zone-uri câștigate, deoarece tot așa am avut misiuni de astea de la operațiune. Avem și un wingman câștigat tot așa misiune de la operațiune și din păcate pe competitiv n-am apucat să jucăm nimic momentan, dar aș vrea să aștept până fac prime-ul, că dacă intru pe competitiv la non-prime o să dăm numai de raychecker și nu prea am chef să-mi banez contul ăsta. Acum am făcut o excepție la scrimmage-ul ăsta deoarece este contul nou, dar am oricum destul de multe reporturi de pe casual și deathmatch și nu prea aș vrea să-mi iau Overwatch. În fine, fraților, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod dacă mai vreți episod de genul continuare. Zici și tu ceva, andulețule. Vă pup, băi, salut. Pa, pa.